Celebra trupă Semnal M, înființată în anul 1977, a concertat la Zalău în cadrul turneului aniversar 35 de ani de Semnal M. În fața unui public călduros, Semnal M a urcat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Membrii trupei au cântat atât piese noi, cât și melodii din anii 80-90, care i-au făcut celebri. Șlagăre precum Spune-mi cine ești, Desculți în iarbă, Moara, Tânăra dimineață, O roată de foc, La mijloc de pădure și Bala Pahida sunt doar câteva dintre melodiile cu care cunoscuta trupă clujană a întreținut atmosfera preze câteva ore. La finalul concertului, pe ritmurile cunoscute melodii La fereastra ta, publicul s-a ridicat în picioare, aplaudând minute bune formația care a ieșit de pe scenă. La insistențele publicului, Semnal M a revenit pe scenă și a cântat melodia Vara Amintirilor, piesa care a închis concertul aniversar. După concert, membrii trupei ne-au împărtășit câteva impresii despre concert, dar și câteva dintre planurile de viitor. După lungă absență, și la Zalău am avut muzică rock și folk de calitate. La Zalău a fost prezent Semnal M. Alături de mine am membrii trupei cu care vom discuta puțin despre concertul din această seară, dar și despre formație în general. Bună seara! Bună seara. Cum vi s-a părut concertul de la Zalău? Foarte frumos! Trăim de călduț! Cum vi s-a părut publicul, chiar dacă a fost în număr mai puțin restrâns? Din nou călduros! Cum vi s-a părut concertul de la Zalău? Fierbinte! Și la propriu și la figurat! Știm că a fost un public, din păcate, mai puțin. Cum vi s-a părut totuși publicul, căldura lor? N-a fost neapărat un public mai puțin. A fost un public așa cum ne-am dorit noi, un public intim, ne-am simțit bine, publicul a fost extraordinar, am cântat împreună. Cam asta își dorește toată la mine. Se putea poate un pic mai mult, dar având în vedere că este perioada poate un pic nefastă pentru concerte, eu zic că a fost destul de ok. Vă așteptați la ceva mai mult sau sunteți mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în această seară? Întotdeauna omul se așteaptă la ceva mai bun decât primește. Dar una peste alta a fost ok. Deci asta pot să spun. Publica a fost de calitate, ne-am simțit extraordinar împreună. Asta e cel mai important lucru. Pe viitor unde vă gândiți să plecați la concerte sau unde aveți programate concerte? Avem programate concerte în Moldova, în perioada următoare și în zona Brașovului. După care o să luăm o scurtă pauză, mai avem ceva concerte de zile de oraș, avem activitate, nu ducem lipsă. Știm că a fost concert aniversar 35 de ani, până la câți ani vă gândiți să duceți formația? Știind și de problemele din 99 și așa mai departe. Păi o să ducem formația încă 35 de ani și o să sărbătorim probabil tot în acest loc, 70. Cum ați reușit să vă organizați, să aveți sunetul acesta așa de bun după problemele din 99? Chiar nu mă așteptam ca Semnal M să sune atât de bine în această seară. Ce să zic, mă bucur că zici chestia asta. Da, multă muncă și iar muncă. Ce stă la baza reușitii, dacă tot ziceai de muncă, să ajungeți la nivelul acesta așa înalt? Multă muncă și iar muncă. La Zalău vă gândiți să mai reveniți? Cu siguranță o să revenim la Zalău. A părut concertul din această seară și publicul? Public foarte sincer și foarte frumos. Am văzut că ați plecat de pe scenă și ați revenit, iar ce v-a determinat să faceți acest lucru? Invidia pentru Steve Vai, pentru Aldi Meola, care oriunde merg au un mare ventilator și se pare că la noi este o foarte mare căldură. Ultima... Rezistăm și la fric și la cald. Ultima piesă a fost Vara Amintirilor. Pe viitor vă gândiți să mai lăsați ceva piesă? E dificil să-ți spun la întrebarea asta, pentru că majoritatea pieselor sunt compuse de Iuliu Merca. Și e foarte frumos că se duc mai departe, se duce tradiția piesele, se cântă mai departe. Bala Pahida a prins foarte bine la public, s-a ridicat în picioare, a cântat, a dansat și așa mai departe. Vă așteptați la așa ceva sau erați mai pesimiști la începutul concertului? Întotdeauna piesele cu tradiție românească, etno, cum de o vreme se mai numesc, au avut un mare impact. Și chiar vreau să spun că la concert la Deep Purple, tipul care cânta la Hammond de la clape, când a cântat Enescu, a fost toată lumea în aer. Ceea ce păcat că noi în țară se promovează alte... Poate mulți n-au auzit de Enescu și prezintă și emisiuni de muzică, se poate și asta, da. Că tot ziceai de această problemă din țară, cum crezi că ar putea fi remediată sau de ce această problemă în țară și nu mai vine lumea la concerte de muzică rock și folk în număr așa mare? Nu e adevărat, lumea vine, dar depinde și cum se pune problema.
depinde și cum se pune problema și vreau să spun altceva. Încurajați lumea care cântă cu motiv românesc. Plecați la Moldova și cântați piese de la Cluj. Cum credeți că vă reacționa publicul de acolo? Am mai cântat și a fost foarte în regulă. Le place cel mai mult. Le cântă și trandafiri de la Moldova.